Pământul este supranumit planeta albastră, deoarece, privit din spațiu, pare să fie în întregime albastru datorită întinderilor mari de apă. Prin atribuirea acestei denumiri Pământului, reiese că cea mai mare parte din suprafața planetei este acoperită de apă. În linii mari, apa ocupă 71% din suprafața totală a planetei, în timp ce 29% din suprafață este acoperită de continente și insule. Totuși, dintr-o întindere uriașă de apă, doar între 5 și 7% din suprafața apei a fost explorată de omenire, iar cel mai adânc loc de pe Pământ este Groapa Marianelor. Iată că în clipul de astăzi facem o plimbare sub apă ca să dăm peste câteva descoperiri șocante făcute de-a lungul anilor. Nu uita să lași un like acestui videoclip și să explorezi postările de pe canalul nostru. Enjoy! Ce este Groapa Marianelor? Înainte de toate, hai să trecem în revistă câteva informații despre Groapa Marianelor. Este în primul rând cel mai adânc loc din lume, aflându-se la nord de ecuator, în apropiere de insulele Mariane, care aparțin de Melanezia. Are o formă ciudată, de semilună, iar în partea de jos a gropii, densitatea apei oceanului este cu 4,96% mai mare, datorită presiunii atmosfericii care este de aproape 1000 de ori mai mare decât la nivelul mării. Oamenii, fără echipamente ajutătoare corespunzătoare, nu ar putea trăi acolo. Adâncimea ei oficială este de 11.022 de metri. Pe măsură ce exploratorii și-au dezvoltat tehnologia și au coborât din ce în ce mai adânc în apă, s-a schimbat și cifra adâncimii până la cea actuală. Cine știe, poate în viitor, Groapa Marianelor va fi mai adâncă decât e astăzi. De asemenea, cel mai adânc punct poartă denumirea de Challenge Deep, denumit după două nave ce au explorat zona în profunzime. Primele fotografii din Groapa Marianelor au fost făcute chiar de regizorul de la Hollywood, James Cameron, în anul 2012 mai exact. Sper că ți-ai făcut o idee despre această groapă, pentru că urmează să continuăm cu descoperirile făcute acolo. Megalodonii. Cel mai mare rechin care a existat vreodată a fost Megalodonul. Acesta a apărut acum 23 de milioane de ani în perioada miocenă și putea să atingă 18 metri lungime. Prădătorul masiv a dispărut la finalul pliocenului, adică acum aproape 2,6 milioane de ani. Numele său înseamnă dinte mare, provenind din limba greacă, iar cercetătorii consideră că este o versiune mai masivă a marelui rechin alb din zilele noastre. Fosile ale megalodonului au fost găsite în multe părți ale lumii, inclusiv în Europa, Africa, America și Australia, în principal în zone cu climă subtropicală sau temperată. Dinți de megalodon au fost excavați, însă din regiuni îndepărtate de coastă, precum, ai ghicit, Groapa Marianelor. Cu ajutorul acestor dinți se folosea pentru a vâna părăți de mari dimensiuni, precum balene, foci, țestoase gigantice. Megalodonul își folosea, probabil, fălcile puternice pentru a pătrunde cavitatea toracică și a străpunge inima și plămânii prăzii. Așadar, acești megalodoni au fost the real deal, acum milioane de ani. Pe acest subiect a fost lansat în 2018 filmul The Meg, în care joacă actorul Jason Statham. Pungi de plastic. Exploratorul și omul de afaceri Victor Vescovo a ajuns în cadrul unei expediții pe fundul Groapei Marianelor. El a petrecut 4 ore într-un submarin special conceput pentru această operațiune. În timpul expediției, a descoperit 4 specii noi de pești, dar și mai multe ambalaje de plastic. În total, Vescovo și echipa lui au făcut 5 scufundări către fundul oceanului. Este de nedescris cât de entuziasmați suntem pentru ce am făcut. Folosind acest submarin și mama navă, am reușit să aducem tehnologia marină la un nou nivel, scufundându-ne rapid și repetat în cea mai adâncă zona oceanului, a declarat Vescovo. Exploratorii au fost șocați când au văzut pe fundul oceanului resturi de ambalaje de plastic, fiind un exemplu clar al poluării oceanelor cauzată tot de oameni. Caracatița Dumbo. Oamenii de știință de pe nava de cercetare Exploration Vessel Nautilus au întâlnit în Oceanul Pacific o fascinantă caracatiță pe care au botezat-o Dumbo, pentru că seamănă cu celebrul elefanțel din desenele Disney. Cele două aripioare laterale ale caracatiței seamănă cu urechile unui elefant, iar textura pielii o imită pe cea animalului cu trompă din junglă. Caracatița surprinsă de echipa de pe Exploration Vessel Nautilus a fost descoperită la o adâncime de 3200 de metri. Vietatea are o lungime de circa 60 de centimetri și specialiștii au observat creatura cu ajutorul unui vehicul operat de la distanță. Această specie de caracatiță trăiește pe fundul mării și se hrănește cu crustacee, bivalve, viermi și copepode. Într-o înregistrare video, putem observa cum spectaculoasa vietate bate din înotătoarele sale imense, ceea ce dă impresia că zboară prin ocean. Peștele Berelai. Peștele Berelai, o creatură bizară ce trăiește la mari adâncimi, a stârnit încă de la descoperirea sa în 1939 curiozitatea cercetătorilor marini din cauza capului său transparent, umplut cu lichid și a ochilor tubulari. Mai mult decât atât, s-a raportat că acesta a fost văzut la diferite adâncimi din Groapa Marianelor. Biologii sunt de părere că ochii reprezintă un avantaj pentru pește în depistarea hranei acolo unde soarele nu ajunge.
ochii sunt localizați mai exact în partea frontală a capului, îndreptați în față și capabili să se rotească. Peștele a fost găsit de mai multe ori aproape nemișcat în apă. Aripioarele lor mici și plate permit efectuarea de mișcări precise, ajutându-le să navigheze cât mai bine. Grădinile de corali. O echipă de cercetători din China, aflată la bordul unui vas de cercetare, a fotografiat mai multe grădini subacvatice în care abundă corali multicolori și bureți, pe un munte submarin din groapa Marianelor. Grădinile de corali au fost descoperite pe creasta estică a muntelui submarin, în sudul groapei Marianelor. Descoperirea a fost realizată cu ajutorul unui vehicul operat de la distanță. În înregistrările video transmise, oamenii de știință au putut observa inițial o grădină subacvatică în care trăiesc numeroși corali, bureți și stele strălucitoare, aflată la o adâncime de 880 de metri. Ulterior, în cadrul explorării, au fost identificate și alte astfel de formațiuni. Zona din vestul Oceanului Pacific este oligotrofă, deoarece se găsește la o mare depărtare de uscat și este caracterizată printr-un nivel foarte redus de nutrienți. Apa din aceste regiuni se schimbă rareori, temperatura fiind stabilă tot timpul anului, astfel încât nutrienții de pe fundul mării nu ajung la suprafață. Totuși, curenții oceanici din zona crestei de est a muntelui subacvatic investigat sunt complexi și rapizi, putând transporta materiile organice cu care se hrănesc coralii. Viermele Osedax. Viermele Osedax are o lungime de 2 până la 7 cm și a fost descoperit pentru prima dată în oasele unei balene cenușii de pe fundul mărilor și chiar în groapa Marianelor. De atunci s-au descoperit 5 specii de Osedax, denumire ce provine din limba latină și înseamnă mâncător de oase. Viermele Osedax digeră mineralele și grăsimile din oase și măduvă, dar stilul lui de a mânca e destul de ciudat pentru că nu are gură și nici stomac. Ciudățenia nu se oprește aici, femelele sunt mult mai mari decât masculii, atât de mari încât ar încăpea 50-120 de masculi într-o singură femelă. Și nu doar că în cap, ci chiar trăiesc în ele, într-una dintre cele mai bizare hareme ale naturii și reproducându-se în mod continuu. Acest lucru explică și de ce este un gen atât de divers, în ciuda rarității hranei. Femelele ajung rapid la perioada de maturitate și se pot reproduce în mod eficient într-un habitat alimentar bogat, dar foarte izolat, precum în cadavrul unei balene. Larvele nou-născuților pot supraviețui timp de 10 zile fără a mânca, suficient timp pentru a găsi o nouă sursă de hrană și a se dezvolta. Meduze gigantice. În adâncurile mărilor, inclusiv în adâncurile groapei Marianelor, circulă printre numeroasele specii de pești de pildă și multe tipuri de meduze. Îți voi arăta 5 dintre ele. Meduza coama leului poate atinge lungimea uimitoare de 36 de metri, mai mult decât o balenă albastră. Această meduză gigantică are 1200 de tentacule și trăiește în apele foarte reci de pe pământ. Cel mai mare specimen măsurat vreodată a fost identificat în largul coastei statului american Massachusetts în 1879. Meduza Nomura este cea mai mare meduză din lume din punct de vedere al masei. Aceste meduze uriașe care trăiesc cu precădere în Marea Japoniei își încep viața ca polip de mărimea unui ac și ajung la greutatea de 200 de kilograme în mai puțin de un an. Exemplarele adulte au diametru de 1,80 m. Stigiomeduza Gigantea arată de parcă ar purta o rochie peste tentacule. Aceste formațiuni sub formă de clopot pot atinge lățimea de peste 90 de centimetri. Cele patru tentacule ciudate mai adaugă 1,70 m la lungimea sa, dar asta n-ar trebui să ne îngrijoreze, fiindcă această meduză uriașă nu înțeapă. În loc de tentacule, gigantul roșu are între 4 și 7 tentacule cu care înhață prada. Deși are un clopot lat de 90-100 de cm și pare greu de trecut cu vederea, au fost observate puține exemplare din această specie, fiindcă meduza trăiește la adâncimi cuprinse între 600 și 1450 de metri. Meduza butoiaș are un nume care vorbește de la sine. Clopotul său are mărimea unui butoi și cântărește aproape 35 de kg. Aceste meduze sunt destul de răspândite în apropierea coastelor mărilor Atlantice și Pacifice și se pare că sunt gustarea preferată a țestoasei de mare. Bun, iată că am ajuns și la final. Spune-ne în comentarii părerea ta și dacă mai știi și alte ciudățenii din groapa Marianelor. Nu uita să apreciezi videoclipul, să te abonezi la canal și să apeși pe clopoțel pentru notificări. Pe data viitoare!